păcate, discuția academică e foarte frumoasă și întotdeauna ne înțelegem și ajungem la un schimb de opinii, de argumente, de păreri. Problema este că cu toții ne aflăm în fața unei presiuni sociale care depășește mediul academic, iar nu știu în ce măsură strict mediul academic, așa cum e el astăzi în România, care se chinuie de fapt să supraviețuiască de pe zi pe alta, poate să reziste acestor presiuni. Pentru că dezbaterea din mediul academic, indiferent de subiect, este una, dar dezbaterea la un nivel social mai larg este cu totul altceva. Eu aș vrea să adaug câteva amănunte.